Aproape 100 de timișeni cu probleme locomotorii au primit singurul mijloc de transport cu care se pot deplasa, câte un scaun rulant. Donația generoasă a venit din partea a 5 cluburi Rotary din Timișoara, unul din Buziaș, dar și de la o delegație americană. Lipsa unui scaun rulant sau folosirea unuia nepotrivit afectează semnificativ calitatea vieții unei persoane cu dizabilități locomotorii. Pentru a-i ajuta să se deplaseze mai ușor și să se simtă mai comod, cele 5 cluburi Rotary s-au mobilizat și au strâns un număr impresionant de scaune cu rotile. Ne-am mobilizat foarte multe persoane, 20 de persoane fac parte din delegația din America, foști guvernatori Rotary, care au adus în România sute de cărucioare cu rotile. La noi, în Timișoara și în Buziaș, vor ajunge 96 dintre ele. Persoanele cu dizabilități au mare nevoie de orice ajutor am putea să le oferim și noi vom încerca să fim alături de ei cu cât mai multe din nevoile pe care le au. Rotary depune eforturi constante pentru comunitate, iar în acest moment desfășurăm un proiect împreună cu colegi din America, prin care am reușit să aducem două containere de scaune cu rotile pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Din aceste două containere, aproximativ 100 de scaune cu rotile au ajuns în județul Timiș și împreună cu cluburile din Timișoara, cluburile Rotary din Timișoara și din Buziaș, vom face această distribuire către persoanele care sunt în nevoie. Printre beneficiari s-au numărat și doi copii din Timiș. Darul i-a bucurat nespus. Am venit cu doi beneficiari de la noi din centru, două fetițe minunate, care au nevoie de un cărucior rulant pentru a se deplasa mult mai ușor la terapiile de recuperare și acolo unde au nevoie. Sunt două fetițe cu paralizie cerebrală, cu tetrapareză spastică, pentru care sunt foarte importante aceste cărucioare. Mă ajută foarte mult la drum lung. Merg și cu cadru, dar la drum lung mă deplasez mult mai ușor cu un cărucior rulant. Mă gândesc că este foarte scump. Da, la venitul nostru este imposibil să adunăm atâția bani să ne putem cumpăra singuri, da, sunt foarte scumpe. Membrii cluburilor Rotary din Timișoara fac deseori astfel de acțiuni umanitare și îi încurajează pe toți timișenii să se implice pentru a-i ajuta cât și cum pot pe cei care au nevoie de sprijinul semenilor.